Și ca dovadă, pasia și bucurie din inimă, asta este dovada că cineva a fost primit și iertat de Domnul. Și acum, cum pot să spun eu altfel? Cum pot să renunț la Domnul? Cum pot să spun că nu El a murit, că nu este jertfa despășirii? Cum pot să spun că Tatăl însuși l-a rânduit pe El, cum spune Sfântul Pavel la Roman 3:21, începând? Că pe El Dumnezeu l-a rânduit ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă despășirii. Deci, Domnul Iisus a fost ales înainte din temerea lumii, a fost numit pentru slujba aceasta. De ce spune Sfântul Pavel la Efeseni, capitolul 1, că în El am fost aleși înainte din temerea lumii? Deci când nu era lumea, când noi nu eram în ființe, când nu era făcut Adam, nu era pământul, noi eram aleși în Hristos Iisus, Tatăl meu ales. Deci toate aceste lucruri se împlinesc pe parcurs așa, la plină vreme se împlinește cuvântul noi, cu fiecare dintre noi. Cu generația de la început s-a întâmplat atunci, s-a petrecut atunci, cu cei după aceea și cu noi în vremea noastră și după noi cu vremea lor care vor fi venit după noi. Tatăl a rânduit pe El și eu nu pot să spun altfel. Am spus-o și o spun asta oricui și la securitate am spus-o când a fost anchetat. Și oricui am spus lucrul acesta, fără de Iisus nu este viață. Oricât ne-am sforțat, viața nu este un rod al sforțării noastre. Viața este darul lui Dumnezeu, cum este scris, căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Acadie, mă iertați că pentru ultima dată intervin, nu mai întreb. Da. Bănuiesc și am văzut mulți frați care nu știu exact, adică nu s-au dat explicații destul de solide în privința unui lucru care nici eu nu prea l-am înțeleg. Cum vedeți? Adică ce puteți explica? De ce a plecat fratele Petru Giurgiu de la Sibiu? De ce a plecat el de acolo? Aș vrea să vă spun ceea ce am auzit chiar din gura Sunt lui. Mulți frați care nu știu da. Lucrul ăsta, adică ar vrea să știe, că îl simpatizează aș mult, să vă multă spun lume, mulți frate. Ceea ce am auzit și din gura lui Ionatan și din gura lui Petrică Giurgiu. Când a fost sfatul la Virești atunci, da. Dacă vă aduceți aminte, ei am pus Ionatan patru întrebări. De ce ai plecat de la Sibiu? De ce nu predai arhiva? De ce nu predai tipografia? Și încă o întrebare, patru întrebări. Și el a răspuns la toate întrebările. Era vreo 30 și ceva de frate. Da, da. Și la întrebarea aceasta de ce a plecat el, a spus așa. N-am putut să rămân din pricina șișcanilor pe care mi le făcea părintele meu. Asta este cuvântul lui, care l-a auzit mai mulți frați, nu mai e înregistrat. Cu fratele Petrică noi am avut relații foarte bune. El a fost chiar acasă la noi de câteva ori. Și înainte chiar de a pleca de la Sibiu, el a fost necută cu nevastă a fost. Și am stat de vorbă, eu l-am îndemnat să nu plece. Frate, nu pleca. Chiar și nu scris și am scris înapoi, calitatea unui lucrător este răbdarea și statornicia. Răbdarea în suferințe, statornicia în necazuri, în vremuri de grele încercări. Și am stăruit foarte mult ca să nu plece, să rămână acolo, să suferi. El a spus așa, s-a încercat ca să se modifice chiar din schile fratelui Traian. Chiar a legătură cu nașterea din nou. Da. O stări foarte mult părintele Mihou ca să modifice acolo. Să modifice. Și el a fost singurul dintre toți de la Sibiu care s-a împotrivit. Și până la urmă a reușit. A vrut să scrie măcar sub sol acolo, știți, la scrierea asta lor despre botezii nașterea din nou. Știți, și el s-a împotrivit. Până la urmă nu mai putut să rămâie, ei găsea fel de fel de motive, că copiii lui așa, că nu știu și fel de fel de lucruri, știți. Inventat. O trebuie să plece, nu de bună voie, din nevoie. Fratele Petrică, ca să vă spun adevărat, el a părăsit, el a avut servici, el e veterinar, da. Cu școală. El a avut casă în satul lui, a avut o poziție socială, el tot el a părăsit, uitați. O părăsit și serviciul, o părăsit și casa, o părăsit și pământul unui și tot o părăsit ca să ajute în lucrarea Domnului.
Deci el nu vine pentru interese materiale. Nu. Nici pentru bani. L-au acuzat că mănâncă din darul de la Sibiu. Ori mi-au povestit unii frați că au văzut că soția lui de la Pechea. Știu. Și de acolo au dus și greu și porumb, mă rog, cereale, că avea pământ acolo, știți? Și lucra pământul. Și-a plecat fiindcă nu mi-a putut să stea. Și până la urmă am acceptat și eu și am spus așa, dacă ești într-un post de răspundere și totuși se lucrează rău în locul și ăla și nu poți să te împotrivești și nu poți ca să păstrezi linia dreaptă, ca să nu fii părtaș la păcatul lor, mai degrabă pleacă eu. Că decât să fii părtaș, cum a spus Părinte Iosif, că are și un suflet de mântuit și el nu poate fi părtaș la ucidere acestei lucrări, că nu a fost vorba de statute. Și atunci, Domnule, mai bine să pleci, că dacă nu poate și nu mai poate, că toți erau împotriva lui, știți cum? Așa au spus că nici măcar bună dimineața nu-și dădea dimineața acolo când se întâlneau. Nu slăviți să fie Domnul, nici măcar bună dimineața nu-și dădea. Așa era o ură între ei acolo. Și trebuie, nu mai poți. Și să putem să pleci. Și-o pleca. O pleca. Dar după cât am auzit, el nu a deviat nici spre dreapta, nici spre stângă, în poziție foarte bună. El a fost încă la noi ultima dată astăzi, între Crăciun și Anul Nou. A fost cu cuștii lui în Olanda, cu sora Nelea, cu soțul ei, cu nevastă, a fost Petrică și fetele de-a lui și am stat lui mea. Dacă ești într-o poziție, într-un post și nu poți să faci față și nu poți să te împotrivești și lucrurile merg rău, chiar dacă taci mult, cum și nu le apruc, odată și rămâi acolo, ești părtaș la rău. Ești vinovat. Nu trebuie să pleci. Nu poți să... Deci este justificată. Justificată. Plecarea. Sigur. Da. Acum ei nu mai iau pe nimeni care îi se împotrivească. Da. Nu mai pot să facă... Am făcut o preselecție foarte minuțioasă. Da. Bun, și cred că cu asta se pune punct la discuția noastră. Peste... Sunt unele cuvinte pe baza cărora pot să mă osândească unii. Dar osânda care mi s-ar aduce ar fi pe nedrept. Eu n-am ieșit din cadrul ăsta. Eu n-am ieșit cu asta. Domnul este aflarea și vestirea lui Iisus și răstignit. Așa am primit și la asta am rămas. Că deviza asta nu mai are actualitate acum, nu se devine. Eu n-am schimbat, eu am rămas tot la asta. Sigur. Tot la asta am rămas. Și prin Harul lui Dumnezeu, tot la asta am să rămân. Chiar dacă cu tot noroiul la un inimă și în suflet, unii le-ar arunca asupra mea, sub obișnuit cu și sunt eu, sunt eu. Poate că și pentru cartea aia, o cărțurie a scripărit, probabil că și nu o vede bine nici pe aia. Eu n-am văzut-o, nu știți cum? Carte. Poți să citească oricine, poți să găsească motivul că s-a tipărit la Simeria. Asta motiv poți să-l găsească, dar în carte nu poți să găsească. Dacă nu ești împotriva bisericii, nici împotriva... Uitați-vă, să faceți rost. Cum îi spune titlul cărții? Umblând cu Domnul Iisus. Umblând cu Domnul Iisus. Poți să citească oricine, eu nu mă tem, poți să citească oricine, chiar... din conducerea bisericii noastră poți să citească. Îi arătat acolo dragostea mea pentru Iisus, atașamentul el, meu față de el, alipirea mea față de el. Dacă ați fi vrut să o tipăriți la Sibiu, o tipărea? Nu o tipăream. Nu. Prea alipirea mea de Domnul Iisus. Ca să o tipărit, eu trebuie să vorbesc de biserică, știți, și de alte lucruri. Nu de Domnul Iisus. Asta. Acolo, uite așa, apoi sunt niște scrisori acolo, niște cugetări. Și sunt, este note din jurnal. Am fost în stațiune. Și în fiecare zi ce am făcut? Eu am notat totul, știți așa acolo. Se poate vedea, nu ne-am petrecut timpul decât numai pentru Domnul, pentru lucrurile, știți, indiferent. Cu cine am